Prunele uscate se pot consuma ca atare sau incluse în diverse mâncăruri și deserturi. Prunele uscate, la fel ca și cele proaspete, au numeroase beneficii pentru sănătate, fiind bogate în nutrienți esențiali. Prunele sunt extrem de hrănitoare și au o varietate de beneficii pentru sănătate. Acestea conțin multe vitamine și minerale, pe lângă fibre și antioxidanții care vă pot ajuta la reducerea riscului de apariția mai multor boli cronice. Prunele uscate sunt cunoscute ca remediu pentru mai multe afecțiuni, inclusiv constipația și osteoporoza. Majoritatea oamenilor se bucură de prunele uscate care sunt dulci la gust. Există o mulțime de beneficii pentru sănătate ale prunelor uscate, cu toate acestea însă există și unele efecte secundare care trebuie de asemenea cunoscute. Spre deosebire de prunele proaspete, prunele uscate, la fel ca și alte fructe uscate, au un conținut mai ridicat de zahăr, tocmai de aceea este mai bine să fim atenți la cantitatea de prune uscate consumate. Prunele pot fi benefice pentru îmbunătățirea sănătății oaselor. Unele studii au asociat consumul de prune uscate cu un risc redus de afecțiuni osoase, cum ar fi osteoporoza și osteopenia, care sunt caracterizate prin densitatea osoasă scăzută. Nu numai că s-a demonstrat că prunele uscate previn pierderea densității osoase, dar pot avea și potențialul de a inversa procesul care a avut loc deja. Prunele uscate sunt o gustare ideală între mese. De asemenea, se pot utiliza și în muesli, în salate, diferite deserturi sau alte preparate culinare. Prunele uscate se folosesc și în prăjituri sau alături de coastele de porc, ori la alte fripturi, relatează libertatea.ro.